Ok, salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal din seria Top Transferuri din vara anului 2018. Să începem, avem acel jucător de la Han Han Hamburg, scuze, S-a dus la Augsburg, 27 de ani RV Han, pe 3 milioane. Eu zic că e decizie bună pentru că Hamburg are trogradat, deci da, furtul de tumăt, da. Așa, hai să trecem la următorul. Îl avem pe acest Maier care s-a dus de la Hanover Hanover sau mă rog, nu știu, la. Bocum, l-am auzit de echipa asta, mă rog, cred că e destul de veche Știu echipa gen după sigla și așa Și cred că e în echipa, uh, pu, în liga a doua din uh, Germania Acest camă 24 de ani germani S-a dus pe gratis Ok, haideți să mergem aici Vedem acest chinez De fapt e corean, dar mă rog Tot de aia un Sun Suc, vai de capul meu, ce nume, Striker, 26 de ani, 2 milioane, s-a dus de la Porto la Troia în Franța. Apoi vedem, cred că tipul ăsta a fost împrumutat și a fost cumpărat definitiv, acest Willy Bolly, 27 de ani, câb francez, probabil a fost împrumutat pentru că îl vedem în tricoul lui Wolverhampton. Iar apoi a fost cumpărat definitiv pe 12 milioane de către Wolverhampton Apoi haideți să mergem mai departe Aici îl avem pe acest Castillo Care face pasul de la echipa asta mexicană sau din cine Nu știu, mă rog, de acolo 25 de ani, striker cilian De la ceva pume, nu știu cum se numește echipa asta la Benfica 6 milioane destul de ok. Poate progresează, o moare noroc peste câțiva ani. Oh my god, aici avem un transfer foarte, foarte tare. Fred, un jucător dorit foarte mult de către cei de, ca de la United, însă nu cred că va juca foarte mult, dar... Na, dacă oamenii iau bani i-aruncă pe geam. -a 59 de milioane, mă rog, 60 așa. 60 de milioane pentru acest câmă de 25 de ani brazilian. Oamenii și-au dorit foarte mult jucătorul, deci da. Apoi îl avem pe acest Philip Linehart. Probabil omul a jucat la Real B sau ceva de genul ăsta. Da, vedem, pleacă la Freiburg, jucătorul de 21 de ani, Austria că, bă, de la Real, mai bine decât să stai și să nu joace. Apoi îl avem pe Stefan Lichsteiner, o legendă. O legendă elvețiană acolo, fundaș dreapta, a plecat pe gratis de la Juventus la Arsenal. Mi se pare un transfer foarte bun, însă mă gândesc unde o să-l pună frate, că -au acolo pe uh, Bellerin. Și Bellerin, după părerea mea, e mult mai bun față de Lichsteiner, dar mă rog. Dacă vor să-și bate să bată joc de belerin, îl bagă pe Lichsteiner. Mai bine omul se ducea, nu știu, zic și eu la Man United, că tot n-au ceva acolo pe dreapta stabil. Îl avem aici pe Stefan Mitrovic, ce jucător de la Gent, Gent, vedem, pleacă la Strasburg. Sărb, 28 de ani, căbăt, 3 milioane, da, acest Stefan Mitrovici, uh, da, aici vedem un transfer foarte, foarte bun, tot pe gratis, la fel ca să-ți puțin, că pe, pe pauză se beau și o, o gură de apă, că mi s-a uscat gura. Gata, băi, băieți, am revenit, îl vedem aici pe Santi Cazorla, întors acasă în Spania, cred că înainte a fost... La Via Real, deci vedem, se întoarce acasă. În se Cazorla la la 33 de ani. Vedem fostul mijlocaș al celor de la Arsenal spaniol, da, pe gratis. Oh, ve vedem aici un transfer prea bombă. Acest Diego Dalot, da, a plecat de la Porto, acest jucător de 19 ani la United. Fix ce ziceam că United are nevoie de un râbă. Probabil mă va sta pe bancă sau dacă nu chiar poate are norocul și joacă. A plecat pe 22 de milioane. Oamenii aruncă cu banii, deci vedem până acum 82 de milioane sau mă rog corect 81 de milioane cheltuite de United. Da? Și în episodul trecut nu cred că am mai fost, dar oamenii cheltuiesc bani, mulți pentru acest portughez 19 ani. Vedem aici Bruno Gaspar vine la Sporting RB 25 de ani de la Fiorentina. Probabil omul dacă nu juca nu se știe suma de transfer RB portughez, da, se întoarce acasă. Îl vedem aici pe acest Guido Pizarro, mie cel puțin nu mi-a plăcut de omul ăsta cât a jucat la Sevilla, se pare că a mai jucat în tricou celor de la Tigresul și se întoarce sau poate a fost împrumutat de Sevilla, nu știu. Și acum l au cumpărat 1.700.000 pentru jucătorul de 28 de ani argentinian, că de mă, ok, foarte tare. Apoi îl avem pe acest Xicoc, Xicos, sper că am citit bine ca și așa în episodul trecut mi-a zis un băiat la Weiser ăla, că se, eu am zis Weiser și se citea Weiser, da mă rog. Ok, îmi pare rău. Că bă, 28 de ani, German, 1800, a plecat de la Kielber, mă rog, de la o echipă slabă, unde era capitan vedem care banderola la Kjoln, care a retrogradat în Liga 2 din Germania. Oh my god, vedem aici acest Carl Toko Ekambi. Bă, omul ăsta a fost super bun la Angers sezonul ăsta, cel mai bun om de-a lor. Păcat că s-a dus doar pe 18 milioane la via real, acest cameronez e prea bun. Bă, dacă nu l-ați văzut, păcat. Și fix acum când filmez eu a făcut Nigeria 2-0 cu Islanda, deci e clar. Am prins și notificare chiar acum cameronez, 25 de ani. Foarte tare omul. Sper să se impună. A fost și la Team of the Season, la rezerve. Apoi îl avem încă un bizarro, a fost mai devreme. Unul, acum e altul, Godolfo Bizarro. 24 de ani mexican, că am uh, pleacă de la mexicania nu știu cum se numește la Monterey cred destul de ok dar e o sumă foarte mare plătită mai bine se ducea omul în Europa unde putea să se afirme oh my god acum îl va, avem pe domnul Bou care pleacă de la Racing la Tuana sau ceva de genul Tijuana 2 milioane pentru domnul Bou Striker 28 de ani, argentinian Aici îl avem pe Dileini Jucător de, de la Naționala Daneză C.M. 26 de ani, a plecat de la Verder Bremen la Dortmund Mi se pare un pas Foarte mare în cariera lui de milioane Sper să se impună omul Chiar sper Apoi îl avem aici pe Gondorf. Și el pleacă de la Werder Bremen, se duce la Freiburg. Am văzut în episodul trecut un om care s-a dus la Freiburg. L-am văzut și pe omul ăla de la Real Super Tânăr. Îl vedem și pe acest Gondorf, 29 de ani, câmă german, 1.300.000, destul de ieftin. S-a dus la Freiburg. Apoi îl avem pe acest Bonat, Bon, Bonos, Bolanos mă rog. Vedem, un om a fost la Tijuana, numai că probabil a fost împrumutat cu opțiune de cumpărare 2540. Aici avem o, o, legendă. Bă, eu nici nu știu, în FIFA mobil arăta că omul e nord -irlandez. Iar aici, bă, eu tot cred că e nord-irlandez, omul, probabil. Dacă greșesc, scrieți voi în comentarii o legendă a fotbalului nord sau cel puțin al fotbalului. Omul e super bun, mie mi-a plăcut de el cel puțin. Sau nu chiar o legendă, dar un jucător super bun. Păcat că n a fost la echipe mai mari acest Evans. 4 milioane la Leicester, sper să se afirme, pentru că acolo nu prea sunt jucători. <gână -i> Bun. Îl avem pe acest tânăr. De fapt, nu e chiar așa tânăr, dar mă rog. Golini. 23 de ani, Keeper de la Aston Villa. S-a dus la Atalanta. S-a întors acasă în Italia. Pe 4 milioane 300. ,000. oh, și deja am fi ma cam mult. Dar să te vermi. Îl avem aici pe tipul ăsta, Piatek striker, de la Cracovia Polonez 22 de ani s-a dus la Genoa Mi se, Sau Genova, nu știu cum se zice Nu sunt sigur dacă am zis bine Mă rog, știți voi la ce m-am referit Un pas super mare În cariera lui, după părerea mea De la Cracovia Să se ducă la o echipă Din Italia Care pana, e pe acolo locul 10 Nu știu ceva de genul Se luptă pentru locurile de Europa League da, destul de tare. Apoi îl avem pe acest super jucător, Anderson Talisca, care, mă rog, Benfica împrumutat la sezonul trecut, a fost la Beşiktaş. Acum l-au împrumutat la chinez. Nu știu de ce a făcut acest pas în cariera lui mie. Mi se pare un super jucător, frate. Da, mă rog, la 24 de ani, camul brazilian, nu știu, poate mai prinde mai târziu, da. Mă rog, mie îmi place super mult de el ca fotbalist. E super bun. Apoi îl avem pe acest Congolo. Vedem, bă, ăștia de la Huddersfield au dat 20 de milioane. Cam mulți bani au cerut Monaco, da. Na, ei cer mulți bani și cumpără pe mulți bani. 20 de milioane, 24 de ani pentru câmăul olandez. Apoi îl avem pe acest Buendia care a plecat de la Getafe și s-a dus la Norwich, 21 de la Argentinian, că amă 1 milion jumate. Aici avem un super transfer pe 25 de milioane acest Simone Verdi, un jucător foarte bun de la Bologna în sezonul trecut, vedem fine la Napoli, nu va fi titular probabil pentru că acolo e Calehorn, da, o să intre, zic eu 25 milioane RV Argentinian Simone Verti Aici vedem transfer definitiv al lui Deolofeu Deolofeu se transfer, transferă definitiv La Watford După ce în iarna a fost împrumutat Aici 13 milioane pentru RV-ul Spaniol 24 de ani Care poate să se joace și LV Aici îl avem pe acest Danilo care a plecat de la Braga la Nice, Un pas mare în cariera lui, 22 de ani pentru acest Danilo, 10 milioane, destul de ok. Apoi îl avem pe acest Vincenzo Grifo. LV, 25 de ani, italian de la München, la Hoffenheim. Bă, omul e destul de bun și, na, uh, nu știu, eu nu le-am văzut prea mult, dar cât a jucat, e destul de bun om. Și mie mi-a plăcut. Și în FIFA are un gameplay super bun la început, când a apărut sezonul 2 l am avut, dar nu contează FIFA-ul aici. Și ultimul, Brian Cristante, 5 milioane de la Atalanta la Roma. Destul de ieftin acest transfer, însă vedem, este un pas înainte în cariera acestui Cristante de 23 de ani italian că mă. Și da, băi băieți, cam asta a fost episodul. Nu ezita să păsați și băi pe butonul de like, subscribe, și să facă cât mai multă lume. A, ah, și vreau să zic ceva, că mi-a zis un băiat în episodul trecut, nu mai știu sigur care, uh, că nu le-am pus pe Leno. Numai că îl am acolo, numai că e o să -l urmeze în următoarele episoade, sunt destul de mulți jucători dar n-am cum să-i fac pe toți într-un episod pentru că ar dura super extra mega mult. Și da, băi băieți, că asta a fost episodul, mulțumesc pentru vizionare, eu am fost 007 Mario, lăsați și voi acolo like, subscribe și să vadă cât mai multă lume. Mulțumesc pentru vizionare încă o dată, pa!